Ne mai despart doar câteva zile de cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Învierea Domnului. După 40 de zile de post, ne aflăm într-un răstimp cu totul special în care suntem invitați să aprofundăm și mai mult taina Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului. Și asemenea lui Simon din Cirene, care i-a purtat crucea lui Hristos, și noi suntem chemați să ajutăm în măsura în care ne este cu putință la purtarea crucii celui de lângă noi, sărman, singur, în etate, cuprins de neputințe sau bolnav. Ce se întâmplă însă dacă, din diverse motive, nu am reușit să ne pregătim cum se cuvine de praznic? Dacă ne-am dereticat locuințele, dar am uitat de amenajarea lăuntrică? Sunt de ajuns câteva zile de postire, mai avem timp să ne mărturisim păcatele, iar în cazul în care primim dezlegare de la duhovnic, avem răgazul să ne împărtășim? Cu alte cuvinte, putem ajunge la înviere într-un timp atât de scurt? Ne răspunde în minutele următoare înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei. Potrivit cuvintelor Mântuitorului, pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară, biserica își deschide brațele părintești și către cei care, din diverse cauze, nu s-au pregătit încă pentru praznicul împărătesc al Învierii Domnului. Oricând Dumnezeu ne așteaptă ca să ne venim la El, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Deci nu ne gândim la o perioadă, la un timp. Cât timp trebuie să avem de pregătire pentru ca să ne apropiem de Dumnezeu? Pentru ca să ne împărtășim, este adevărat, este o problemă și o lucrare a duhovnicului. Cel care spovedește pe credincios, acela va decide și va hotărâ câte zile să postească, cât să postească și cât timp să se pregătească pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Deci privim învierea Mântuitorului Hristos ca eveniment istoric, privim învierea Mântuitorului Hristos ca eveniment eschatologic în același timp și ecleziologic, pentru că El este centrul Universului care a legat lumea pe axă cu Dumnezeu Tatăl și cu lumea înconjurătoare. Deci toate le-a cuprins într-o sine. Așadar, învierea este de totdeauna și când săvârșim Sfânta Liturghie, avem învierea Mântuitorului Hristos și întotdeauna suntem cuprinși în această lucrare dinamică a Mântuitorului Iisus Hristos, de aceea putem să vorbim despre o liturghie cosmică și în același timp o liturghie din Sfânta Biserică, unde participăm efectiv la învierea Mântuitorului Hristos, bineînțeles, la răstignire și după aceea la învierea Mântuitorului Hristos. Așadar, suntem într-o permanentă lucrare și conlucrare cu Dumnezeu. Din nefericire, pentru multe persoane, învierea Domnului reprezintă doar un repaus de la serviciu, desfătare culinară și prilej de cumpărături excesive, iar în cel mai bun caz oferirea de cadouri, însă și acelea aduse de un iepuraș fictiv. Iar pentru cei care merg la biserică în noaptea de înviere, programul lor se rezumă la primirea luminii. Cum trebuie să ne raportăm în fața unei astfel de realități și ce soluții misionare există? Trebuie să ne gândim la înviere ca minunea a Mântuitorului Iisus Hristos, lucrare, taina tainelor și la ceea ce ea poate să aducă fiecărui om în parte. Vorbim despre tradiție și tradiții. Lucrarea bisericii, sau mai bine zis, învățătura bisericii, este ca noi să participăm la Sfânta Liturghie, să participăm la înviere și să stăm până la sfârșitul slujbei, pentru că nu poți să te cheme cineva la masă și să mănânci numai aperitivul, ci stai până la sfârșit. Însă, în contextul în care lumea a înțeles sau n-a înțeles despre valoarea acestei lucrări a lui Dumnezeu, depinde de fiecare zonă, de fiecare localitate în parte. Sunt, într-adevăr, biserici, sunt parohii, unde credincioșii stau până la sfârșit. Mi-aduc aminte de vremea copilăriei mele că nu se pleca nimeni de la biserică. Erau toată lumea și mai sunt încă biserici și har Domnului, sunt încă parohii, unde credincioșii rămân până la sfârșitul Sfintei Liturghii, pentru că ei știu că învierea este cu Sfânta Liturghie, este cu Paștele care se dea la sfârșitul Sfintei Liturghii și așa mai departe. Însă, acum având în vedere atâtea lucruri care sunt de corectat în viața noastră, cred că în viitor preoții vor lucra prin catehieze, prin învățături și prin predici ca credincioșii să realizeze că e necesar ca după luarea luminii să stai până la sfârșit, pentru că atunci, la sfârșitul Sfintei Liturghii, noi cu adevărat primim Duhul cel Ceresc și, bineînțeles, prin Sfânta Împărtășanie ne unim cu Mântuitorul Iisus Hristos în viața veșnică. În săptămâna Sfintelor Pătimiri, credincioșii sunt chemați să participe în fiecare zi la un program liturgic special, unic în perioada anului bisericesc.